cine e. Câștigă cu Peliron. Chiesa ta. La Kiss FM am ascultat trei subiect, cine ești, păi o să facem și noi la fel, chiar în clipa asta, calculatorul a ales un număr și mergem la Iurie, care s-a înscris pe site-ul kissfm.md la concursul Radio Trader și Peliron, care te premiază în fiecare zi de luni până joi cu un cont de tranzacționare pe bursă de la brokerul Peliron. Vinerea aceasta, în schimb, potul se mărește la $1000 de tranzacționare pe bursă, la fel de la brokerul Peliron, care face cinste. Hai să-l auzim pe Iurie. Alo? Da, bună ziua. Bună! Ce faci? Elevă. Te-am luat așa prin surprindere, nu? Da. Am simțit chestia asta. Deci nu așteptai să te sunăm. Nu. Nu aveai așteptări. Bine, hai să trecem la subiectul cel mai important. Știi pentru ce te-am sunat? Da. Da. Am o simplă întrebare, sper, care sună în felul următor. Care a fost moneda Germaniei până la euro? A. Lira. B. Francul. C. Marca. D. Rubla. Marca. Răspuns corect! Se bucură toată lumea! Felicitări, Iurie! Pentru mine asta este foarte important. Să te bucuri tu în primul rând. Mă bucur. Ești în șoc. De acord. Da? Ai câștigat un cont de tranzacționare pe bursă de $300 de la brokerul Peliron. Bravo! Mulțumesc. Rămâi la telefon ca să explic cum vii după premiu. Ne-am înțeles? Bine. Hai, te-am pupat. Așadar, continuăm mai departe. Mă bucur că am reușit să dăm premiul. Mergem la hituri, ca de obicei. Ne întâlnim cu Ale Blake, Latin Heart. Revenim și mâine. Ok, let's take a back to the hits. Kiss FM. Turn it up, your number one hit radio, Kiss FM.